Încă 98 de locuri noi de muncă sunt vacante în județul Mehedinți. Mai multe detalii sunt disponibile la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Persoanele interesate au la dispoziție 98 de locuri de muncă vacante, care pot fi consultate la sediile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. În ceea ce privește oferta de locuri de muncă vacante astăzi, 7 aprilie, există un număr total de 98 de locuri de muncă declarate vacante de către angajatori din județul nostru, după cum urmează. Ajutor de bucătar 1 loc, agent de securitate 2, administrator rețea de calculatoare 1, bucătar 1, barman 1, coafor 2, consilier juridic 1 loc, contabil 2, confecționer îmbrăcăminte 2, electrician întreținere 1 loc, economist 2 locuri, finisor hârtie carton 1, frizer 1, frezor 2, gaterist 1 loc, inginer de sistem 1, inginer construcții civile, industriale și agricole 1 loc, inginer mecanic 1, îngrijitor clădiri 3, ifronist 2, lăcătuș mecanic 25, lucrător comercial 3, manicurist 1 loc, menajeră 1, mecanic auto 1, macaragiu 1, mașinist pod rulant 1 loc, muncitor necalificat în diferite domenii de activitate 16, operator calculator 1, ospătar 2, pregătitor lansator confecții 1 loc, recepționer hotel 1, șofer 8, sudor 4 locuri, 1 loc de strungar universal și 1 loc de zugrav. De asemenea, pregătim 4 cursuri de formare profesională, cursuri care se adresează și la care se pot înscrie toți șomerii care sunt înregistrați în evidențele noastre, indemnizați sau neindemnizați. Facem înscrieri pentru cursuri în meseriile de bucătar, agent de securitate, formator și instalator instalații tehnico-sanitare și gaze. În momentul în care grupele vor fi alcătuite, vor începe activitățile teoretice și practice de instruire cu accent pe partea practică, ce reprezintă 2 treimi din durata unui curs de formare profesională. Cei interesați pot consulta atât ofertele de muncă, cât și cursurile de formare profesională la sediul AJOFM din municipiul Drobeta-Turnu Severin, dar și din Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vâsjumare și Comuna Cușmir.